Andropeta Turnu Severin trăiesc aproape 93.000 de severieni cu drept de vot, însă doar 26,48% dintre aceștia s-au prezentat la urne până la ora 18. Până în prezent au votat 52 de persoane, deci ora 9, din totalul de 1582 de persoane care se află pe lista permanentă și 4 persoane pe listele complementare. Niciun incident, sunt 1497 de alegători, s-au prezentat 52 până acum. Așteptați să vină majoritatea dintre ei? Să sperăm. Pe listă sunt înscriși 1310 electori, au votat 34 incidente, din fericire nimic la modul absolut. Să sperăm că nu o să fie până la final. Noi invităm oamenii să-și exercite dreptul la vot în exercițiu democratic. Și cam atât deocamdată. Vom vedea până la ora 9:21 când se va închide secția de votare. Să sperăm că măcar 50% din număr total de electori înscriși pe liste electorale permanente complementare se vor prezenta la vot. Până la această oră s-au prezentat 63 de persoane pentru votare. Din 1559 nu am avut niciun fel de incidente și nici alte probleme. Severinenii aleg astăzi omul în mâinile căruia lasă primăria orașului pentru următorii 4 ani. Au votat pentru o schimbare în municipiu, pentru un viitor mai bun și pentru locuri de muncă. Ca om bătrân și pensionar, să alegem noi tineri care să conducă județul ăsta. Asta. Pentru că ne-am săturat de ăștia mai bătrâni și care nu prea fac nimic. Ăsta e adevărat. În afară de Gherghe n-a făcut nimeni nimic în orașul ăsta. Credeți că este important ca oamenii să vină la vot astăzi? Da. Este foarte important să vină. Este foarte bine să se voteze, că vă dați seama. E bine pentru noi, pentru oraș, pentru toată lumea. Sperați la un viitor mai bun pentru Drobeta Turnu Severin? Da, da. Și sper să fie bine cum a fost și până acum. Eu așa sper acum. Știți cum e? Numai lumea știe ce votează și ce o să se întâmple. Este un drept câștigat la Revoluție, la Constituție, ca să votăm. Este un drept pe care cetățenii trebuie să-l exercite. Sigur. Nu contează. Acolo trebuie să-ți exerciți punctul ăsta. Ce vă doriți dumneavoastră de la noul primar? Ce să fie? Ceva mai bine, mai... Nu pentru noi, pentru copii, pentru viitorul Severinului. Deja este foarte slab. Toată lumea fuge în Timișoara, București. Nu se problema știe. Locurilor de muncă. Da, e foarte greu. Și dacă nu se schimbă, de rămâne tot așa, nu o să meargă. Pentru alegerile locale 2016 în municipiul Drobeta Turnu Severin au fost amenajate 65 de secții de votare, iar în întreg județul Mehedinții 286 de secții de votare. Pentru Mehedinți au fost tipărite 800.000 de buletine de vot, iar 286 de operatori au asigurat serviciile IT în secțiile de votare deschise în județ.